Bună seara, doamnelor, domnilor, eu sunt Elena Guțu, urmăriți o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Pădurile au o importanță majoră pentru dezvoltarea durabilă. Acestea contribuie la încetinirea încălzirii globale, opresc alunecările de teren și reprezintă casa a mii de specii de animale și păsări. În pofida rolului important, totuși, resursele forestiere se află sub presiune. Gradul de împădurire al Republicii Moldova rămâne a fi în continuare unul scăzut. În acest sens, specialiștii susțin că extinderea și protecția pădurilor ar trebui să devină o țintă. Discutăm la Obiectiv Comun despre barierele socioeconomice în calea împăduririi terenurilor degradate, dar și strategiile guvernamentale în scopul creșterii numărului de acoperire a țării cu păduri. Urmărim câteva declarații. Puțini înțeleg ce înseamnă în calcule, să zicem, nu numai ecologice, dar și economice, să ai un teritoriu despădurit. Ceea ce vedem noi azi, începuturile de deșertificare în raioanele Vulcănești, Cahul, Comrat, cam aproximativ în 10-15 ani, această stare va fi la Briceni. Deci noi trebuie să vedem extinderea acestor fenomene naturale foarte grave. De deșertificare, nu sunt numai vorbe. 50 ani în urmă ne închipuiam că schimbările climatice este un fenomen care va veni mult mai târziu. Noi acum avem posibilitate cam în fiecare an să simțim pe pielea proprie anumite manifestări care sunt. De obicei, acestea sunt secetele, sunt temperaturile foarte înalte și inundațiile, cât n-ar fi de strană, de asemenea se încadrează în aceste fenomene a schimbărilor climatice. Ce eu cunosc din presă, în mare parte. Pentru a fi trași oamenii la răspundere, trebuie să existe cazul documentat. Din acest motiv și-am inițiat, de fapt, evaluarea fiecărei autorizații. Sunt anumite autorizații care cu multe probleme. Cu proiectul Fapte Bune, noi am plantat 14 hectare jumătate, dintre care 10 au fost finanțate de IFAD, 4 hectare jumătate de către primăria satului Golceac, unde împreună cu voluntariatul din orașul Chișinău, de la diferite instituții, au participat chiar Universitatea Agrară, cunosc niște băieți zdravi, tineri, dar au plantat, s-a arătat un lucru foarte mare. Și împreună am plantat aceste 4 hectare jumătate, voluntariat, într-o zi. Am avut și eu eșecuri, nu vă gândiți că puține, dar eu parcă simțesc că trebuie să plantez. Acolo îmi spune, puieți 4.000, nu vii să iei și așa mai departe. Eu permanent am dat timp favorabil care nu mă plantam, ploua în timpul ăsta când plouă. Cu IFAD-ul, da, am avut greș. Dacă nu udam de două ori, am mânat tehnic, am trăit apă, sute de tone. Dar după spusări la un domn, două ori dacă îi uzi, domn primar, o să prindă copaci. Și eu asta am făcut și am avut succes. Eu nu pot să prognozez, nu știu, și, dar vă spun că eu iubesc natura și o să plantez, și o să plantez, așa dacă spune lumea că e COVID, înseamnă că e COVID, dacă spune lumea că e bine să plantăm păduri, înseamnă că plantăm. Păi, dar și mai frumos ca verdele, spuneți-mi, e corect. Asta e viață, asta e sănătate, asta e tot pentru dumneavoastră, pentru noi, pentru viitorul nostru și pentru toți. Now is the time to look back, take a breath, learn some lessons and move on. Take another deep breath and reimagine, recreate, restore. On June 5th, we officially enter the UN Decade on Ecosystem Restoration for 2021-2030, which is building a strong, broad-based global movement to ramp up restoration and put the world back on track for a sustainable future. Mm-hmm.
Ministerul Mediului anunță și o campanie națională de împădurire. De asemenea, potrivit declarațiile, autoritățile susțin că au început și mai multe anchete pentru defrișările ilegale, o problemă gravă în Republica Moldova. Despre evoluția și tendințele în sectorul forestier discutăm în această seară cu invitații pe care am plăcerea de a-i prezenta. Alături de noi este domnul Dumitru Gorelco, șef direcție politici în domeniul biodiversității Ministerul Mediului. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și o salutăm pe doamna Victoria Copal, director adjunct Mulțilva. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Așadar, stimați invitați, pentru început vă propunem să începem cu această cifră. Cum s-a ajuns ca Republica Moldova să aibă 12% de împădurire și care ar fi acele cauze care au făcut ca în timp să mențină acest număr și, din păcate, nu să-l extindă? Doamna Copal, domnul Gorelco, doamna Copal. Da, eu, dacă îmi permiteți, aș spune, referitor la evoluția sectorului forestier la noi în țară și oportunitatea pe care o are Republica Moldova în contextul declarațiilor care le-am urmărit și anterior cu toții, vedem că totuși tendința internațională este de a restaura sectorul forestier și de a avansa ca extindere cu aceste vegetații forestiere, inclusiv pe terenuri nu doar degradate, așa cum este obișnuit și așa cum este de fapt prevăzut și în legislația Republicii Moldova ca prioritate. În contextul cifrei pe care dumneavoastră ați menționat-o și vă dați întrebarea de ce nu a evoluat sau pare a fi că nu a evoluat. De fapt, o să discutăm probabil și mai încolo despre barierele sociale care sunt și care de fapt și-au apărut, spune, din perioada de când Republica Moldova și-a luat independența. Cam asta la general, aș lăsa și doamne să completeze. Deci, dacă vorbim despre cifra care, într-adevăr, după, în opinia celor care fac statistică, ea nu evoluează, dar vreau să vă spun că în ultimii ani este un trend ascendent. Pentru a avea o cifră concretă, corectă, ar fi necesar ca să implementăm acel inventar forestier național care ne-ar da, adică, o radiografie corectă a suprafețelor ocupate cu vegetație forestieră, fiindcă în afară de fondul forestier de stat, care este gestionat de agenția Mulțilva, deci agenția gestionează în jurul de 93% din acest fond forestier, mai avem și fond forestier în proprietatea APL-urilor, adică autorităților publice locale, avem fâșiile de protecție a terenurilor, a câmpurilor agricole, a fâșiile de protecție a drumurilor, parcuri și așa mai departe. Istoricește vorbind, totuși, în Republica Moldova, deci noi suntem situați, poziționați în zona de silvostepă, conform datelor care sunt consemnate în istorie. Deci, izvoarele atestă un procent de circa 30% ocupat de păduri. Deci, prin anii 1800, primele date care sunt disponibile, deci ne-ar poziționa cam 30% că pădurile ocupau această suprafață. Dar noi vedem că actualmente, după calculele care au fost estimate de către cercetători, în afară, sunt foarte multe terenuri disponibile pentru a extinde pădurile, sunt foarte multe tehnologii, deci știința a avansat și noi putem să plantăm păduri și acolo unde anterior aceasta nu a existat și astfel să ameliorăm efectele climatice care sunt tot mai vizibile. Deci, după cum spuneam, actualmente au fost estimate că în Republica Moldova ar fi circa 980.000 de hectare de terenuri degradate. Deci afectate în mai mare parte, în mai mică parte, dar ele deja nu mai sunt pretabile pentru a desfășura anumite activități agricole sau dacă chiar noi putem să le încadrăm în acest circuit, adică nu vom avea așa mari succese și de ce este necesar ca rapid să venim cu strategii concrete, ca aceste terenuri să le ameliorăm prin împădurire și astfel
astfel să sporim fertilitatea lor și astfel să le conservăm și să ameliorăm climatul, atât la nivel local cât și regional. Evident că ne aliniem la toate strategiile și platformele care sunt lansate și de către Organizația Națiunilor Unite și de către Uniunea Europeană, și anume prin strategia forestieră europeană care a fost lansată ca și prevede plantarea a 3 bilioane de arbori până în 2030. Deci salutăm și declarația care a fost semnată zilele trecute în Marea Britanie vis-a-vis de stoparea defrișărilor. Este, din păcate, și o consecință sau nefastă și un flagel a gospodăririi și a managementului inadecvat a pădurilor. Ea are mai multe cauze. Evident că nu este ușor ca să fie combătută. Este un fenomen comun și pentru, în special pentru țările care sunt în curs de tranziție. Însă considerăm că grație faptului că deja s-a revenit la un minister mediului și grație atenției sporite din partea conducerii, în scurt timp o să avem strategii eficiente de contracarare a acestor fenomene, însoțite de un modificare amplă la nivel legal, sisteme de evidență și control care ne vor aduce la rezultatele scontate. Totodată, ce vreau să menționez, salut toate proiectele care sunt lansate de diferite organizații de mediu care prevăd anume crearea acelor fâșii forestiere. Poate că nu sunt atât de mari ca suprafață, dar în timp ele or să-și exercite toate cele efecte climatice și cel mai mare efect ar fi, este și stocarea de carbon. Adică pădurile stochează carbonul și în acest sens nu cred că există altă strategie decât a planta și a extinde fondul forestier. Despre strategii, despre strategii naționale. Din 2015 până în 2020 a existat strategia națională privind diversitatea biologică a Republicii Moldova. Domnule Gorelco, astăzi care sunt acele strategii naționale care ne mijlocit vin să protejeze pădurile? De fapt, strategia care ați menționat-o dumneavoastră este expirată. Ea este o strategie, spunem așa, umbrelă, pe ceea ce ține pe domeniul dezvoltare forestieră. Era la fel până în 2020, probabil pe decenii erau programate anterior, strategia sau concept național de dezvoltare forestieră din 2001 până în 2020. Acum, așa cum a menționat și colega, ce ține de nivelul internațional și platformele internaționale, inclusiv platformele miniștrilor de mediu din toate țările europene referitor la dezvoltarea sectorului forestier, vor și declarațiile adoptate, inclusiv cele adoptate la nivel european, care s-au menționat, vor constitui baza inclusiv și dezvoltarea în Republica Moldova ca tendință, deoarece sunt angajamente, cum am menționat, exprimate de către ministrii, conducerea și existentă. Ce ține de strategia de biodiversitate, recent, la fel ca și la alte convenții, au avut loc întrunirile părților, unde au fost adoptate la fel punctele de reper pentru o dezvoltare durabilă, inclusiv cu perspectiva până în 2050. Și dacă o să analizați, când o să aveți timp, sau telespectatori, o să vedeți că, de fapt, tendințele toate trec spre a construi, în primul rând, habitatul, adică pentru conservarea biodiversității și, inclusiv, efectiv, ne ajută din punctul nostru de vedere, adică să avem mai multă pădure, să avem mai mult oxigen și, cum s-a menționat, și decarbonizarea sau captarea carbonului.
Asta e. Este un element de noutate, cel puțin din 13 noiembrie, sau vă rugăm să ne spuneți dumneavoastră când intenționează, de fapt, autoritățile să lanseze această campanie de plantare a arborilor, în ce constă, mulți îl va pune la dispoziție puieții, ce suprafețe vă propuneți să acoperiți și care vor fi, de fapt, arbuștii? Da, este adevărat. Au auzit toți, de fapt, mesajul doamnei ministre anterior referitor la campanie când va demara și date mai concrete. Am putea să le actualizăm. Este colegă de la Molțilva care datele le au mai actualizate, în sensul ăsta mă refer. Dar în campanie, în general, ține, de fapt, de, spunem așa, o acțiune colectivă, o acțiune națională prin demersurile Ministerului Mediului și mesajele transmise. De fapt, a fost solicitat ca totuși să demarăm pe 13 noiembrie, nu cum era de obicei sfârșitul lunii octombrie, inclusiv din punct de vedere ecologic, adică a temperaturilor, că vedeți că precipitații nu prea sunt, dar, Doamne, până atunci să fie ca să prindă și vegetația. Și unde deja avem confirmări de la autoritățile publice, de la autoritățile publice locale, inclusiv, adică participarea și implicarea lor. În condițiile de COVID, cred că măsurile fiind fiecare instituție vor fi luate în considerație și în plus avem faptul că suntem la aer liber și deja diminuăm acest risc. Cum se pregătește Molțilva, de fapt, de această campanie? Deci, vreau să menționez că această campanie, de fapt, este implementarea an de an a acelui decret prezidențial care a fost lansat un arbore pentru dăinuirea noastră și Agenția Molțilva, dincolo de implementarea acestui decret, mai are, adică acestea sunt activități obișnuite care se desfășoară atât primăvara cât și toamna, adică noi plantăm în cadrul fondului forestier de stat, fiindcă dincolo de suprafețele, în fondul forestier de stat mai sunt și suprafețe care sunt lipsite de vegetație forestieră, sunt acele goluri, poieni, mă rog, suprafețe care necesită să fie regenerate după careva, care au avut loc careva tratamente silvice și deci acestea sunt activități obișnuite. Pentru anul curent, deci evident că din cauza situației de mediu, adică că lipsa precipitațiilor, temperaturile care încă n-au permis deci repausul vegetativ, ca plantele să intre în repausul vegetativ, deci anul acesta o să fie un pic mai târziu, dar noi până la urmă ne dorim ca să avem un rezultat bun, fiindcă rezultatul contează. Am pregătit la moment 5,5 milioane de puieți. În cadrul fondului forestier vor fi plantate circa 579 de hectare. Vor fi completate iarăși culturile silvice care au fost create anul anterior pe o suprafață de 3,4 mii hectare. De asemenea, vor fi puse la dispoziție pentru plantarea materialului săditor circa 1 milion de puieți pentru autoritățile publice și pentru toți doritorii. Deci sunt sursele financiare pentru procurarea puieților vor fi alocate din Fondul Ecologic Național. Și la fel, în afară de material săditor de puieți, mai avem pregătite o cantitate de circa 30 de tone de ghindă. Deci noi totuși reieșim din toate tendințele și strategiile care sunt. Deci pădurea se regenerează nu numai prin material săditor ca puieți, dar și prin semințe, adică și se creează arborete mai stabile și mai durabile. Unde urmează să fie plantați? Deci o să fie plantat în fondul forestier, după cum v-am zis, în terenurile care sunt, au fost, care necesită a fi regenerate, goluri, poieni, suprafeții care anterior au fost parcurse cu tăieri, deci acestea o să fie terenurile.
Evident că toate, tot fondul forestier o să fie cuprins cu aceste lucrări. Noi o să punem la dispoziție tuturor doritorilor și logistica necesară, adică tot inventarul. Deja am conlucrat cu și avem deci identificată lista tuturor participanților. Evident că o să ținem cont foarte mult de evoluția stării epidemiologice și vom asigura toată și respectarea tuturor cerințelor și regulilor de sănătate. Există vreo țintă nemijlocit legată de rata de împădurire? Cu cât vă propuneți să o crească sau ar fi corect să țintim, nu știu, o creștere a anumitui procent, de exemplu acum suntem la peste 12%, aceste date, cu cât ar crește rata de împădurire? Dumneavoastră vă referiți la campanie de anul ăsta sau în general în perspectivă? În perspectivă, pentru că și autoritățile au menționat că reprezintă de fapt un obiectiv al acestui mandat nemijlocit și odată cu formarea Ministerului Mediului s-au anunțat mai multe noutăți în acest da, sens. În contextul suprafieții sau țintii care este stabilită, recent în octombrie a fost ședință interministerială ce ține de restaurarea pădurilor și terenurilor degradate. De fapt, este o inițiativă sau o platformă, dacă vreți, guvernamentală, inițiată de 10 ani în urmă, la care Republica Moldova anul ăsta la reuniune, de fapt, și-a plasat angajamentul rând cu alte țări din Europa de Est, o țintă de 100.000 de hectare în termen de un deceniu. Adică este o cifră reală, calculată estimativ, și deja or să fie inclusă în programul ulterior de dezvoltare națională a sectorului forestier ca prioritate ca să ajungi în ținta asta. Alte țări care sunt în regiune, independenți de teritoriu, de stațiunile care le prezintă, și-au declarat terenuri mai mari. Noi, la moment, asta a fost decizia conducerii și a Ministerului. Creșterea acoperirii forestiere a țării este un obiectiv care poate fi atins, evident, prin implicarea tuturor structurilor instituționale, trasarea unor reguli noi, dar și implementarea mai multor strategii în care să fie implicată și societatea. Despre frumosul program Plantăm Fapte Bune în Republica Moldova continuăm discuția cu Petru Vinari, coordonatorul acestui proiect. Bună seara, domnule Vinari! Bună seara, bine v-am găsit. Ne bucurăm că ne sunteți alături și privind de fapt retrospectiv de când programul Plantăm Fapte Bune activ și în România și în Republica Moldova, vă întrebăm câte terenuri ați reușit să le împăduriți până acum? Vă mulțumesc mult pentru considerație și invitație. În primul rând, cred că am reușit până acum să intervenim la peste 10 terenuri unde s-au executat lucrări pentru instalarea învelișului forestier și în unele cazuri aceste terenuri au avut și o continuitate. În alte cazuri, din păcate, am fost nevoit să observăm că, de fapt, administrația publică locală pe terenul care am executat plantarea a fost mai indiferentă decât la bun început și, da, în alte locuri venim cu, continuăm cu completări și chiar cu reîncepem de la bun început procesul după ce a fost deteriorat, de exemplu, de animale sau alți factori care au fost prezent acolo. Practic, de foarte multe ori sunteți în situația de a fi din nou în punctul zero și totuși continuați eforturile. De asemenea, vă întrebăm, domnule Vinar, din experiența de până acum, ce probleme de mediu ați rezolvat deja prin împădurire? Vorbim despre protecția terenurilor, golurile râurilor, care ar continua lista? În prima fază, cred că am reușit să punem numărul la eforturile primăriei Tugatin în 2017, unde ei au instalat un înveliș forestier pe o suprafață de vreo 5 hectare, unui teren care a fost afectat de alunecări. Și cam alunecările sunt foarte importante acum, pentru că
este o stare de degradare a solului care ne comunică de fapt că este nevoie de o ameliorare. Într-al doilea rând, intervenim pe cursuri râurilor și afluențelor acestora. Chiar acum, pe 27 noiembrie, pregătim o plantare la Bălăbănești, unde încercăm să, pe un segment de iarăși 5 hectare, să instalăm o fâșie de protecție acesta râulețului Balțata, un râu a cărui maluri se surpă, așa cum se întâmplă cam majoritatea râurilor din Moldova. Faptul ăsta cauzează la rândul său și evaporarea apei și scăderea calității acestor ape. Și nu în ultimul rând sunt necesare și am și participat la instalarea unei rețele rețele de forestiere pentru protecția terenurilor agricole, care tot la rândul său lor au nevoie de o mare protecție, ele fiind permanent expuse tratamentului, atât a solului, cât și cu produse de uz fitosanitar. Domnule Vinar, putem menționa că pe lângă faptul că s-a schimbat microclima comunităților respective, dar și faptul că aceste acțiuni au devenit și un motor de implicare socială în aceste comunități? Desigur că putem, astfel am descoperit în foarte multe comunități că oamenii totuși nu cunoșteau anumite detalii care noi le foloseam ca argument pentru a veni cu această intervenție la ei în comunitate. În alte ori am descoperit deopotrivă o solidaritate mare din partea localnicilor, fapt care a și influențat ca rezultatul să fie unul mai durabil și de perspectivă. Ce arbori de fapt plantați și de unde luați puieții? Iată, la capitolul ăsta vreau să menționez că chiar dacă în fiecare an auzim de la Moldsilva că se oferă puieți și material săritor pentru plantare, de fiecare dată, chiar și anul ăsta, pare observ, adică cum spun, constat că totuși materialul săritor se cumpără, adică inițiativa noastră, chiar dacă dispune de un proiect tehnic pentru împădurire a unor sectoare, niciodată nu a beneficiat de acest material săritor de care s-a vorbit mai devreme în emisiune. Puieții îi alegem în conformitate iarăși cu necesitățile locului, să facem un proiect tehnic de către specialiștii care analizează condițiile de staționare, atât climatice cât și pedologice. Și în final ne ajută să vedem cum exact vom planta acești puieți și câți la nume și respectiv și de ce specii. Noi încercăm să avem o alegere între speciile locale, adică speciile autohtone, și practic astea sunt, și aici mă refer la speciile care le vom urmează să le plantăm în Bălăbănești, locul hibrid și specii diversitari, cum ar fi cireșul, ulmul, carpenul, stejarul și altele. Ați menționat despre faptul că urmează să aveți o acțiune la Bălăbănești. Unde, cum vă pot găsi cei care ar dori să se implice, cei care ar dori să facă, să dea curs acestui apel? Chiar în această seară mult ne-am așteptat să vedem cum evoluează și situația epidemiologică și timpul de afară, pentru că am suferit de o lipsă de precipitație acută care tot afectează prinderea arborilor. Și respectiv astă seară pe pagina noastră pe Facebook Plantăm Fapte Bune în Moldova, toți vor putea vedea evenimentul pe care noi îl pregătim pentru data de 27 noiembrie în Bălăbănești. Acolo vor fi și detaliile despre cum pot participanții să ajungă la locul locației și despre faptul că cu ajutorul sponsorilor și donatorilor pe care îi avem, noi vom oferi și materialul săritor și materialele, instrumentele necesare ca participanții să poată veni, să pună și ei
un umăr la plantarea acestei fâșii de protecție a râulețului Balsat. Sperăm într-adevăr ca cât mai multă lume să vă asculte și să dea curs acestei invitații. În același timp ne întrebăm, domnule Vinari, în România, ce dimensiune a prins acest frumos proiect Plantăm Fapte Bune? Colegii din România se bucură de un succes enorm, ei fiind la 11-lea an deja de activitate, adică 10 ani de activitate Plantăm Fapte Bune în România are deja și peste cam 1,5 milioane de puieți au fost plantați în acești ani. Este o echipă mare, consolidată, unită din diferiți reprezentanți organizațiilor obștești din diferite județe și de fiecare dată când ne întâlnim cu colegii beneficiem de o doză mare de suport și de încurajare, pentru că același obiectiv practic îl urmărim și noi și împreună putem să îl atingem în pași diferiți, dar practic acordați sub același scop. Domnule Vinari, mulțumim frumos pentru dialog, mult succes în acțiunea de la Bălăbănești și fie într-adevăr ca tabloul epidemiologic să țină cu noi în acest sens, dar și în toate sensurile. Toate bune! Vă mulțumesc mult! Mulțumim! La revedere! Doamna Covali, într-adevăr sunt anumite provocări în ceea ce privește beneficiarea de material forestier de către diverse organizații care vor să... Din păcate este adevărat, deoarece Agenția Moldova este la autogestiune, deci și noi avem o înțelegere cu Fondul Ecologic Național și deci toți acești puieți sunt acoperiți financiar din Fondul Ecologic Național. Și acest material săditor, deci care este pus la dispoziția autorităților publice locale, deci este un mecanism care deci funcționează de mai mult timp. Ce ține de organizațiile guvernamentale încă nu este reglementat, deci noi nu putem pur și simplu să... Noi reieșim din cadrul legal și din prevederile legale. Sperăm că, adică dacă s-ar uni cu autoritățile publice locale și prin intermediul lor ar solicita material săditor, ar fi mai lesne. Bănuiesc că pe viitor o să luăm lucrul ăsta în vedere, obligatoriu, și o să ne gândim ca să facilităm și în acest mod să contribuim la educarea ecologică a populației, fiindcă vedeți, iată, după cum a spus și dumnealui, că de multe ori lumea este indiferentă și practic ce o echipă de oameni fac cu dragoste, adică plantează fapte bune și durabile, alte persoane pur și simplu vin, nu știu, din rea voință sau din rea educație și practic nu, de multe ori distrug aceste culturi silvice. Și este foarte, o practică foarte rea, deci noi observăm asta și deci de câțiva ani buni. Este totuși necesar ca să lucrăm în domeniul ăsta, paralel cu plantarea arborelor, să ne ocupăm și cu educarea ecologică, fiindcă doar așa, în asemenea simbioză, o să putem să avem și un rezultat durabil. Nu este important cât plantăm, este important cifra care o să ajungă la starea aceea de pădure sau starea de masiv, cum este în termen silvocultural. Este important la fel ce sădim, fiindcă noi vedem că procentul, dacă raportăm specii, procentul ocupat de salcâm este practic același ca și speciile de stejar, ceea ce, mă rog, nu este atât de dorit, fiindcă pădurile de stejar conservă o biodiversitate foarte mare, ceea ce nu putem spune și pe pădurile de salcâm, cu toate că poate din punct de vedere energetic ele sunt mai argumentate și ar fi o soluție de moment, dar trebuie cu mare precauție și să fie orice
orice lucru, adică orice exercițiu de plantare să fie argumentat științific, să fie studiat toate momentele, fiindcă orice tip de stațiune reclamă anumite specii, să fie pus accentul în mod obligatoriu pe speciile autohtone, care au o plasticitate ecologică mai mare și rezistă în timp, și la fel care pot să ofere acel habitat pentru numeroasele specii de plante și animale. Astăzi, care este raportul? Câte hectare de pădure este raportat la o singură persoană din Republica Moldova, dacă avem aceste date? Aceste date sunt, este o cifră foarte mică, cât 0, dacă nu mă înșel, 0,11%. Cam așa ar reveni per cap de locuitor. În acest șir al barierelor economice, sociale din calea împăduririi, care sunt cele care continuă sau nemijlocit în capul listei? Ne referim la tăierile ilicite, la defrișări. Ce se face pe acest segment? Sunt necesare? S-au pornit anchete? Sau cel puțin la etapa actuală, care este situația? Domnule Corelcu. Ceea ce ține de anchete care au fost și declarate, ele sunt în derulare. Personal, nu pot să mă exprim la ce nivel ele sunt avansate sau finisate. Cred că este de ordine organelor care conduc ancheta, auditul sau și alte organe implicate, unde este cazul sau unde nu. Ceea ce ține de întrebarea anterioară sau, hai spunem așa, raport, care a spus și domnul Vinare, referitor la lipsa intervenții pentru organizații non-guvernamentale sau alte persoane interesate. Aș vrut să adaug că, de fapt, în planul guvernului era stabilit ca să demareze reforma instituțională, adică inclusiv ce țin de mecanismele Fondului Ecologic Național, care vor fi îndreptate și anume ca să clarificăm situația dată și printr-o metodă directă sau indirectă, adică subvenționăm într-un mod oarecare și anume persoanele doritoare. Noi vedem, sunt persoane fizice multe, mai vin și demersuri de genul ăsta și adică și în contextul intenției noastre pe următorul deceniu este necesar și în următoarea perioadă toate astea vor se rezolve, inclusiv la intervenții de nivel legislativ, unde este cazul. Dincolo de eforturile de rata de împădurire, sunt necesare, evident, și eliminarea acestor vulnerabilități în fața barierele sociale, economice, care nu permit acest lucru. Doamna Coval, ce ar trebui să se facă pe acest segment? Cum statele europene luptă cu tăierile ilicite, cu defrișările? Pentru că sunt probleme în comun și politica internațională încearcă să găsească și soluții în comun. Deci, dacă vorbim, este un fenomen foarte urât, aș spune, și o practică barbară, dar cel mai josnică practică este când... Deci, sunt două lucruri diferite. Atunci când o tăiere ilegală este efectuată de o persoană care dorește să se încălzească, adică o persoană socialmente vulnerabilă, și altceva este când sunt persoane organizate și care, de fapt, fiind în slujba pădurii, își permit ca să facă aceste tăieri organizate. Deci sunt lucruri foarte grave, fiindcă ei, de fapt, afectează nu numai, hai să zicem, acea pădure, anumite procente, suprafețe. Noi vorbim despre efectul în timp. Deci fiecare arbore are o misiune și un rol aparte, dincolo de stocarea de carbon și de... Deci știm foarte bine că acele servicii ecosistemice despre care tot mai des se vorbește și sunt aceste platforme la nivel european unde se discută că aceste servicii ecosistemice trebuie să fie valorificate și deci cuantificate. Din păcate, deci intervenția aceasta când se selectează anume de personal autorizat, se selectează cei mai arbori de viitor dintr-o pădure, este cel mai grav și are repercursiuni foarte grave asupra stabilității pădurii în timp. Deci
și asupra regenerării acestea, capacității de menținere și de exercitare a tuturor funcțiilor care sunt atribuite acestei păduri, fiindcă dincolo de funcția de, sau hai să zicem, misiunea de sau resurs, ca resursă energetică, aceste păduri mai au și funcții de conservare a solului, de funcția hidrologică, de menținere apelor, de stocare apelor, funcțiile deosebite, cum am mai zis, de atenuare a efectelor climatice, stabilitate la nivel regional, peisagistice, de recreere. Păi, iată, dacă aceste fenomene nu vor fi stopate și deci ele sunt de amploare deja, dacă ne uităm un pic în timp, aceste fenomene au cunoscut un apogeu în anii 90. Imediat după independență, când practic dispăreau hectare într-o noapte de pădure. Ținând cont și de faptul că Republica Moldova totuși nu prea dispune de careva resurse energetice, deci este o presiune foarte mare pe pădure. Noi știm că majoritatea populației se încălzește cu lemn de foc. Și dincolo de aceasta, deci un procent foarte mic de lemn din pădurile Republicii Moldova este folosit în prelucrare. Dacă s-ar crea paralel, adică acest fenomen ar fi posibil de combătut în viziunea mea prin mai multe metode, intensificarea controlului și evidenței masei lemnoase, monitorizarea foarte intensă a circulației masei lemnoase. Și dacă vorbim în genere ca fenomen social, ar fi bine să fie create acele păduri energetice, adică niște culturi silvice cu un ciclu scurt de producție care să poată satisface necesitățile populației și în lemn de foc și să nu și pună în pericol în cele trei roluri pe care le are pădurea, cel social, ecologic și economic. Control, da. Monitorizare și păduri energetice. Urmărim ce se întâmplă în alte state nemijlocite în România. Încercăm să aducem din experiența de peste Prut. România, de fapt, își propune să ajungă la o suprafață împădurită superioară mediei europene până în anul 2050. În acest sens, urmărindu-se și combaterea schimbărilor climatice, dar și a tăierilor ilegale. Pentru a accelera ritmul de împădurire, au fost stabilite și câteva obiective strategice. Creșterea capacității de producție a puieților forestieri, dar și întreținerea plantațiilor pe o perioadă de la 3 la 5 ani. Despre prioritizarea împăduririlor discutăm în continuare cu doamna Natalia Ciobanu, expert de mediu din România. Bună seara! Bună seara! Doamna Ciobanu, am mai discutat la acest aspect. Să reiterăm, care sunt cele mai mari provocări ale României în menținerea, dar și extinderea ratei de împădurire? Da, este într-adevăr. De vedere că avem un public general, o să încerc să mă refer la câteva provocări pe înțelesul tuturor. Să spunem că în linii mari există câteva provocări mari. În primul rând, ne uităm la faptul că avem regimuri de proprietate diferit. Avem păduri care sunt proprietate statului, respectiv terenul, fondul forestier care este în proprietatea statului, și avem păduri care se află pe terenuri proprietate privată. De aici rezultă o serie de provocări în a menține și a crește suprafața împădurită. Mai exact, statul, oricât și-ar dori și oricât bani ar avea, să zicem, să crească suprafața de teren împădurit, nu o poate face decât din contul propriului teren. Dacă am vrea să creștem mai mult decât are statul, ar trebui să avem acces sau să avem sprijinul și cooperarea proprietarilor de teren privat. Fie că e vorba de proprietari care au avut o pădure, poate au redus suprafața sau sunt proprietari de terenuri agricole sau de fânațe, de pășuni, da? Care ar fi de acord în principiu să planteze acolo copaci. Așadar, o mare provocare este disponibilitatea spațiului pentru a crește efectiv suprafața de teren. O altă provocare
este disponibilitatea puieților și foarte bine ați menționat mai înainte, nu e suficient să vrem să creștem suprafața, e important să avem și suficienți puieți. Iar puieții, știm bine, durează până ajung de la stadiul de sămânță sau vlăstar la stadiul suficient de puternic de dezvoltare încât să poată fi plantat într-o zonă. După care, deci da, creșterea capacității de a genera acești puieți este o mare provocare și foarte actuală în România în momentul de față. O a treia provocare este, iarăși cum ați spus, odată ce sunt plantați copacii, e foarte important să ne asigurăm că prind rădăcini, că se prind, vorba aceea, și că sunt suficient de sănătoși încât să crească, să ajungă la maturitate. Nu putem lua de-a gata acest fapt, deci nu putem fi siguri că dacă l-am plantat anul viitor va fi sănătos sau peste 2-3 ani nu se va usca, pentru că, iată, avem și schimbările climatice care ne aduc vreme instabilă, vreme greu predictibilă, ne aduc secete, ne aduc perioade cu lipsă de ploaie, care pot afecta și afectează foarte mult puieții. Dar dincolo de schimbările climatice și condițiile meteo, este și un alt aspect important, și anume câtă grijă au comunitățile din zonă de acești puieți. De exemplu, sunt oameni care lasă vacile libere, care sunt oile care se plimbă pe dealuri, prin munți și care pot distruge acești puieți când ajung acolo. Sau chiar unii oameni, nu știu, să zicem răuvoitori, dar cei care merg ilegal cu mașinile prin pădure, cu off-road-urile, pot afecta sănătatea acestor puieți. Deci, iată, și păstrarea sau asigurarea că odată plantați puieții ajung să fie copaci este una mare. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, disponibilitatea resurselor financiare. De ce spun asta? E cu atât mai important cu cât creșterea suprafeței de pădure nu este suficientă. E important să ne asigurăm și că pădurea existentă, cum bine au zis și invitații din studio, este păstrată. Iar în special pentru proprietarii privați de teren pe care crește pădure, având în vedere că ar fi dreptul lor să exploateze pădurea respectivă, dacă noi vrem ca stat, ca țară, să nu fie distrusă pădurea de pe terenul privat, trebuie să venim cu o compensație financiară, să motivăm financiar proprietarul să nu exploateze pădurile respective. Și din punctul ăsta de vedere, disponibilitatea resurselor financiare este foarte importantă. Având aceste provocări, dar ca obiectiv, România își propune să ajungă la o suprafață împădurită superioară mediei europene până în 2050. Vă întrebăm ce acțiuni, ce programe, ce strategii urmează a fi implementate. Strategia României este în revizuire. Avem o strategie națională forestieră 2018-2027, însă în prezent este în revizuire pentru că și la nivelul Uniunii Europene s-a adoptat o nouă strategie forestieră. Iar în prezent știm că și la summitul de la Glasgow, la summitul COP26, conservarea și creșterea suprafețelor împădurite este o prioritate. Așadar, primul lucru care se face în România este revizuirea strategiei și alinierea cu cea europeană și respectiv alinierea cu agenda globală de conservare a pădurilor. Iar de acolo cascadează, să zicem așa, la nivel mai concret, mai practic, în planuri de acțiune. Iar planurile de acțiune, respectiv acțiunile propriu-zise, depind de aprobarea strategiei. Strategia linii mari vizează exact încercarea de a aborda ceea ce vă spuneam înainte, acele provocări legate de înființarea pepinierelor, de mărirea suprafeței pe care sunt crescuți puieții, de implicarea mai intensă a comunității în conservarea pădurilor, în prevenirea tăierilor ilegale, găsirea unor mecanisme de a motiva proprietarii privați să păstreze pădurile, să crească păduri suplimentare, cum era acel program expirat acum în anul 2021, însă așteptăm să fie reînnoit. Programul care oferă subvenții proprietarilor sau asociațiilor care dețin terenuri agricole
subvenții pentru a le transforma din terenuri agricole, eventual terenuri degradate, în terenuri împădurite. Asta este un exemplu, însă da, așteptăm să vedem forma finală a strategiei pentru a înțelege care este termen practic planul Guvernului României. Doamna Ciobanu, vă mulțumim frumos pentru acest dialog și această intervenție. Toate bune, ne mai auzim, sănătoși! O seară bună, la revedere! Da, la revedere! Stimați invitați, și la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional, practic, statele lumii depun eforturi pentru a proteja pădurile și pentru a extinde spațiile și ariile împădurite, fie că vorbim despre Pactul Verde European sau alte cadre internaționale legislative. Dar dacă nu ne facem lecțiile, vă întrebăm la finalul acestei emisiuni, cât de departe am fi practic de o criză climatică în acest sens, dacă nu se vor realiza aceste obiective la nivel internațional, național, local, și cum ar avea de suferit sănătatea umană, pentru că suntem și într-o criză epidemiologică care a venit cumva să schimbe paradigma despre mediul în care trăim, societatea în care trăim și fiecare dintre noi ce ar avea de făcut ca să facă parte din soluție. Da, în primul rând așa scenariu nu ne-l dorim niciunul, vedem totuși starea asta de bine, hai să spunem, maratonul ăsta internațional a tuturor țărilor care au început și mai devreme, care și mai târziu, dar totuși mențin un curs de stabil de creștere din pădurire. Ceea ce cred eu, în opinia mea, că nu ar fi și pentru Moldova mai puțin stabil. Adică dorința este, suportul este și inclusiv și la nivel internațional. Declarațiile sunt făcute conștient, analizând situația în teren, respectiv efecte negative sociale, inclusiv de mediu, ele sunt multiple. Ca să le enumărăm acum, noi vedem deja starea afectată a schimbărilor climatice, inclusiv mai ales în partea de sud a Republicii Moldova, unde este zona de stepă și persistă degradarea terenurilor mai avansat față de alte regiuni. Inclusiv și la nivel european, situația este similară. În sensul ăsta, ne dorim ca să ne aliniem în maratonul internațional și european, și ca să fim și noi. Da. În acest sens, doamna Coval. Deci, eu nu vreau să adaug mult, într-adevăr așa este, doar aș dori ca fiecare dintre telespectatori să-și aducă aminte de acel proverb care spune că nu este un om realizat, acel care nu a plantat măcar un arbore în viața sa, și să plantăm arbori, să ieșim cu toții la plantare, nu contează unde, să ne facem o grada mai frumoasă, grădina mai frumoasă și astfel să contribuim la împădurirea suprafeței țării, să fim mai responsabili și doar în așa mod o să realizăm acele deziderate pe care cu toții ni le dorim, un mediu sănătos și o viață mai frumoasă. Așa să fie și să nu facem rău. De asemenea, am include în această listă, doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție, aveți grijă de sănătatea noastră, toate bune!